Editura Act și Politon vă prezintă. Emergența. Șapte pași pentru a-ți schimba radical viața. De Derek Rydell. Lectura Traian Măicănescu. Cuvânt înainte. Din sălile ideologice ale mediului academic, de la frontierele cercetării științifice și dintre zidurile sfințite ale lăcașurilor de cult, răsună teoriile filozofilor, oamenilor de știință, învățătorilor spirituali, agnosticilor, ateilor, experților și deschizătorilor de drumuri. La nivel global, poți trece pe această listă și oamenii obișnuiți care sunt la fel de pasionați de explorarea dinamicii transformării umane, de cufundarea în adâncurile procesului evolutiv și de exprimarea potențialului lor suprem. Cu toții ne adresăm întrebări mari despre ce anume dezvoltă potențialitatea din cadrul galaxiilor, dar și din mine și din tine. Teoria Emergenței are o istorie venerabilă și a fost dezbătută cel puțin din vremea lui Aristotel. În secolul XXI, ceea ce se numește acum Legea Emergenței, descrie structura procesului evolutiv. Emergența stării supreme a conștiinței face parte din ființa umană și este dreptul nostru înnăscut, pe care unii îl numesc revelație, satori, moksha sau iluminare. Imaginează-ți zâmbetul planetar care ar lumina sferele dacă familia globală ar intra în armonie cu legea emergenței. La drept vorbind, asta se întâmplă de la Big Bang încoace. Care a evoluat de la praf de stele la ceea ce suntem noi azi, așa cum scria Carl Sagan. Toți suntem făcuți din praf de stele. Deci, cum apare emergența? La fel de organic precum stejarul care răsare din ghindă atunci când condițiile sunt propice. Chiar dacă nu producem apariția legii emergenței în viața noastră, îi putem crea condițiile propice. Când conștiința este îndeajuns de fertilă, floarea de lotus a conștientizării iluminate înflorește în noi. Acest proces de fertilizare este metoda spirituală în șapte etape, pe care o prezintă Derek Rydell, pentru a crea condițiile potrivite activării emergenței în noi. Atunci când, de exemplu, cultivi ceea ce Rydell numește condiții armonioase, în meniul nostru mental, emoțional și spiritual, apare un nou mod de a relaționa, și de a răspunde la împrejurările interioare și exterioare din fiecare zi. În loc să lansăm un bombardament mental sau verbal asupra altora sau a noastră, răbdarea și iertarea pline de compasiune devin noi opțiuni. De asemenea, autorul ne arată cum să punem capăt șaradei spirituale de la exterior și să punem în practică ce am învățat și când spălăm vasele, când mergem pe autostradă, când ne plimbăm câinele sau când ne spălăm pe dinți. Așa cum o facem pe perna de meditație sau pe salteaua de yoga. Fără ezitare, el ne arată foarte clar că nu trebuie să renunțăm la bucuria de a fi oameni pentru a atinge iluminarea, că suntem deja reglați pentru a face să iasă la iveală sinele nostru iluminat. În laboratorul propriei conștiințe și prin teste și încercări, cele șapte etape ale emergineriei i-au furnizat lui Rydell dovezi concrete despre rezultatele practice și transformatoare pe care le aduc. Fi sigur că, indiferent dacă ești un practicant începător sau experimentat, cartea pe care o ții în mână este un ghid de încredere pentru potențialul glorios care încearcă să iasă la lumină în viața ta. Michael Bernard Beckwith, Los Angeles, California Prefață. Sfârșitul autoperfecționării. Ceea ce se află în spatele nostru și ceea ce se află înaintea noastră sunt chestiuni minuscule prin comparație cu ceea ce se află în noi înșine. Ralph Waldo Emerson. Se spune că universul mai întâi îți șoptește la ureche, apoi te bate pe umăr și în final îți trage una în cap. A trebuit să văd moartea cu ochii de două ori ca să înțeleg aluzia. Nu aveam niciun ban, locuiam într-o garsonieră și mâncam macaroane cu brânză la cutie de 19 cenți. Aveam inima frântă, fiindcă iubirea vieții mele mă părăsise pentru un alt bărbat. Și eram pierdut, neavând nicio idee încotro să mă îndrept și nicio speranță că lucrurile s-ar putea schimba vreodată. Dar ceea ce făcea ca totul să doară și mai mult era faptul că ajunsesem aici după câțiva ani buni de terapie de autoajutorare. Muncisem din greu să-mi vindec trecutul, să iubesc copilul din mine și să-mi construiesc stima de sine, dar eram cuprins de o durere interioară și un zbucium atât de mare, încât cu greu puteam să traversez un pod, fără să lupt cu dorința de a mă arunca în gol. Știi că ai ajuns într-un loc întunecat atunci când medicul îți spune ești norocos că mai ești în viață, iar tu iei acest lucru ca pe o veste proastă. Aproape că murisem de la cât alcool băgasem în mine cu o noapte înainte. Cum stăteam întins în acea cameră de la urgențe, cu perfuzia în braț încolocită ca un șarpe și monitorul spunându-mi că eram într-adevăr încă printre cei vii, nu mă puteam gândi decât la întrebarea cum s-a putut întâmpla așa ceva. Cum de toate eforturile mele m-au adus aici? După ani de autoperfecționare, singurul lucru pe care l-am îmbunătățit a fost capacitatea de a descrie de ce am ajuns atât de rău. Încercasem tot ce știam. Urmasem toate așa numitele sfaturi de la experți. Oare problema era că încă nu găsisem calea cea bună? Sau poate eu eram problema, eram defect fără speranță să pot fi reparat? Cei mai mulți oameni care aleg să-și vindece sau să-și îmbunătățească viața se confruntă cu acest moment, punctul de criză, când au făcut tot ce trebuiau să facă, dar viața lor încă nu funcționează. În aceste momente, când am fost doborâți încă o dată la pământ, și ne gândim serios dacă mai vrem să ne ridicăm, avem tendința să ne punem o întrebare esențială. De ce? De ce eu? De ce, dacă am făcut totul cum trebuie, totul e atât de greșit? Eu știu că mi-am pus această întrebare de multe ori. Până când mi s-a dat un răspuns care nu numai că mi-a schimbat modul în care mi-am văzut viața, dar m-a făcut să constat că mi-am pus tot timpul întrebările greșite. Răspunsul a venit împărțit în două, la distanță de câțiva ani precum un episod dintr-un serial care te lasă în suspans, pentru ca mai apoi să vină finalul șocant al întregii serii. Firul narrativ al vieții mele, personajul pe care îl interpretam și piesa în care jucam, toate aveau în sfârșit un sens. Prima parte a venit la scurtă vreme după acea noapte petrecută la spital, când am început să mă împiedic pe ceea ce credeam că este calea cea dreaptă. Devenisem bună în a juca rolul unui tip împlinit, când în sinea mea eram încă distrus. Dar, în opinia agentului meu, eram un actor care făcea eforturi și eram pe cale să dau lovitura, așa că nu era timp să mă pierd cu firea. Îmi plăcea actoria. Mi-a permis să explorez idei noi și să încerc noi posibilități, oferindu-mi un răgaz temporar de la orice durere reală pe care o simțeam. Și mă pricepeam la asta. Am crezut că era menirea mea. Și, în sfârșit, după ani de muncă, am ajuns să joc într-un film pe care l-am crezut a fi începutul unui lucru bun pentru mine, ceva care avea să mă ducă la viața pentru care fusese menit. Am avut dreptate, dar nu în felul în care îmi imaginasem. Filmarea a fost cu probleme de la început. Locația jamaicană era frumoasă, dar scenariul nu iar când regizorul și actrița din rolul principal au fost concediați, lucrurile au început să scape de sub control. Adaugă la toate astea niște povestioare complicate de dragoste pe platoul de filmare și o lipsă generală de mulțumire, așa că eram agitat. Trebuia să găsesc ceva, orice, pentru a-mi redobândi inspirația. Așadar, într-o dupăamiază târzie, într-o pauză de filmări, am decis să fac puțin snorkeling într-un recif aflat departe de țărmul unui golf izolat. Înnotând printre crestele recifului de corali răsucite și întortocheate precum coarnele de elan, am urmărit câțiva pești în culori extraordinare care se jucau printre bureții de mare și printre anemone. Pentru o clipă, mi-am imaginat că sunt unul dintre ei, eliberat de poverile vieții de la suprafață. Acolo era o altă lume, aproape mistică, și voiam să mă pierd în ea. Ai grijă ce-ți dorești, nu-i așa? Aventurându-mă mai departe în acest labirint, fără să mă gândesc unde eram, chiar m-am pierdut. De adevăratele. Am început să caut alarmat de colo-colo pe coridoarele de corali, încercând să găsesc calea de întoarcere. Dar cu cât încercam mai mult, cu atât mai dezorientat deveneam. Ce prost sunt! În minte mi se învolburau gândurile că ar fi trebuit să și dacă aș fi făcut, înnotam tot mai repede, cu mișcări furioase, de parcă prin simpla putere a voinței, aș fi putut scăpa din acel labirint subacvatic. Apoi, ocolind o masă de corali care părea un fel de creier gigantic, ceva ce mie părea să mi lipsească, m-am trezit brusc blocat într-un intrând îngust, înconjurat din toate părțile de corali de foc cel mai mic contact cu ei echivalează cu sute de înțepături de meduze, iar sub mine rânduri de corali spinoși, la doar câțiva centimetri de abdomen, piept și față. Arăta ca un mormânt plin de capcane dintr-un film Indiana Jones, numai că acesta nu era un platou de filmare, iar eu nu mai eram un actor arrogant care juca rolul eroului. Mă aflam în real pericol și știam asta. Abia mai puteam să înnot și să rămân pe linia de plutire. Dacă îmi scoteam capul din apă, m-aș fi dezechilibrat, iar acele coralilor mi-ar fi străpuns gâtul și pieptul. Respiram cu greutate, trăgând aerul în piept superficial și sacadat. O respirație completă mi-ar fi împins pieptul și stomacul direct în spinii coralilor. Respirația rapidă mi-a intensificat anxietatea tot mai mare, creând un fel de euforie care m-a forțat să-mi concentrez și ultimul dram de atenție pentru a nu leșina. Cu puținele forțe pe care le mai aveam să gândesc, am trecut în revistă toate scenariile posibile de evadare, într-un interval de timp care mie mi s-a părut echivalent cu câteva ore. Imaginându-mi totul, de la cum eram salvat de o barcă de pescuit aflată în trecere, la cum eram scos din apă cu buzele vinete, umflat și cu ochii bulbucați, înconjurat de o mulțime de oameni care dădeau din cap și își spuneau: Ce păcat că s-a întâmplat așa ceva! Iar cei din distribuția filmului, consolându-se unii pe alții, în timp ce jeleau tragica pierdere. Am reușit chiar să-mi imaginez cum voi deveni un articol de prima pagină la Hollywood unde se deplângea moartea prematură a unui actor atât de promițător. Eram pe punctul de a mă înneca, iar ego-ul meu încă își căuta clipele de glorie. Dar pe măsură ce soarele se îndrepta spre asfințit, iar rechinii taur începeau să se unduiască printre coralii răsuciți și țepoși de dedesubt, am intrat într-o stare de epuizare, iar creierul mi-a rămas fără opțiuni Inclusiv, fără scene ale unei morți tragice care m-ar face celebru postum. Nu mai puteam să gândesc sau să-mi imaginez cum voi scăpa de acolo. Toată înțelepciunea și tot farmecul meu, imaginare, erau inutile. Toate mecanismele mele de luptă și de apărare, chiar și toate gândurile mele pozitive, erau neputincioase. Cortina căzuse în cele din urmă peste mintea mea și, în loc să fiu stăpânul universului așa cum mă proclamam, nu eram decât un băiețel laș și înspăimântat, fără nicio putere reală. Urma să mă înnec și știam asta. Trupul meu nu mai avea puterea să mă mențină pe linia de plutire și, în lipsa unei posibilități de a ieși din apă, pur și simplu nu mai aveam nicio speranță de care să mă agăț. Tot ce mai rămânea era să mă predau dar nu o capitulare de genul Doamne, dacă mă scoți de aici, promit să merg la biserică în fiecare duminică. Încercasem deja să manipulez și să mă târguiesc pentru o cale de scăpare, dar universul nu era dispus să cadă la învoială. Nu -mi mai rămăsese nimic de făcut decât să renunț. Și așa am făcut. Iar în acel moment, exact în momentul în care am renunțat mental și fizic, un val m-a săltat pe o porțiune de corali cu suprafața netedă, care ieșea din apă. Reușeam în sfârșit să mă ridic. Și pentru prima dată am văzut unde mă împotmolisem. Ieșirea se aflase tot timpul la doar câțiva centimetri de mine. Dar am mai văzut ceva. Privind la acel recif, mi-am dat seama că am înnotat printr-un labirint an de zile, urmărind numai lucruri strălucitoare unul după altul, căutând ceva care să mă împlinească până când m-am trezit prins într-o percepție de sine atât de limitată, încât mă înnecam pe dinăuntru. Dar în acel spațiu de capitulare completă, în acel moment în care mintea mea ajunsese la capăt, în acel spațiu gol dintre gânduri, ceva s-a declanșat. Ego-ul meu s-a rupt din lanțurile cu care era legat. Hamti-damti a căzut de pe zid. Și din carapacea spartă a apărut ceva a durat doar o fracțiune de secundă, dar a fost suficient pentru a-mi schimba drastic identitatea. Actorul egocentric care intrase în reciful respectiv nu mai era cel care a ieșit din apă. Dar acesta a fost doar începutul în notului meu prin ape neumblate. În următoarele luni am fost chinuit de coșmaruri și de o teamă inexplicabilă de moarte. Adevărul este că eram pe moarte, nu fizic, ci din punct de vedere al egoului iar egoul nu cunoaște diferența dintre moartea identității și moartea literală. În spațiul pe care l-a creat această moarte, am întrezărit un sine care nu moare niciodată, un sine care nu are nevoie de nicio îmbunătățire. Căci acest actor, care încerca mereu să umple groapa fără fund a inadecvării, era ca și cum ar fi fost eliberat dintr-o închisoare în care nici măcar nu-și dăduse seama că intrase. Repet, a fost doar o întrezărire, și nu aveam cuvinte să descriu ce văzusem. Dar de data asta am înțeles mesajul. Am renunțat la actorie, mi-am limitat legăturile cu familia, mi-am închis abonamentul TV, iar următorii câțiva ani mi-am petrecut meditând, stând la picioarele maestrilor spirituali, cufundându-mă în învățăturile de înțelepciune ale veacurilor, și căutând o relație profundă cu acest sine care îmi luase pământul de sub picioare. Și mă făcuse să mă deschid spiritual. O perioadă scurtă de timp am studiat pentru a deveni preot, apoi am luat în considerare ideea călugăriei. Dar, pe când posteam într-o mănăstire, mi s-a făcut atât de foame încât am intrat în bucătăria călugărilor, în toiul nopții, și am furat ceva de alegurii, ceea ce m-a făcut să-mi închei cariera monahală. În cele din urmă, am devenit consilier spiritual licențiat în cadrul Centrului Spiritual Internațional Agape, una dintre cele mai mari comunități spirituale interconfesionale din țară, sub îndrumarea lui Michael Bernard Beckwith. Înarmat cu principiile metafizice ale manifestării, am început să predau artiștilor, profesioniștilor din mass media și căutătorilor din întreaga lume lecții despre cum să-și fructifice întregul potențial. După o practică înfloritoare de consultanță și câteva cărți publicate, lucrurile păreau să meargă bine. Obțineam rezultate. Clienții mei obțineau rezultate. Lucrurile funcționau cu adevărat. Apoi m-am lovit de un zid. Totul a devenit mai mult o luptă. Tehnicile pe care le folosisem înainte nu mai funcționau. Deși obținusem tot ce mi-am dorit, nu eram prea mulțumit. Iar în unele cazuri, cu cât încercam mai mult să îmbunătățesc lucrurile, cu atât se înrăutățeau. Nu numai pentru mine, ci și pentru nenumărați alții care se foloseau de cele mai recente învățături de succes. Am perseverat, dar apele erau liniștite doar la suprafață. Ceva era în neregulă cu această imagine, ceva lipsea. Am încercat să-mi dublez eforturile, dar asta m-a făcut să mă blochez și mai tare ca atunci când apeși pedala de accelerație și pe frână în același timp. Roțile se mișcau, dar nu înaintam. Aveam sentimentul înspăimântător că recăzusem în labirintul subacvatic, dar fiindcă nu știam ce altceva puteam să fac, mi-am continuat cariera de consilier spiritual. La scurt timp după aceea, în timpul unei prelegeri, am avut cea de-a doua revelație. Mă aflam într-un centru spiritual dintr-un mol din suburbii, așezat între o curățătorie și un salon de bronzare. Publicul asculta cu atenție în timp ce mă plimbam prin fața lui, vorbind cu pasiune despre atingerea potențialului. Discutasem de mai multe ori despre acest subiect și, după toate standardele obiective, mă pricepeam. Dar în noaptea aceea a fost diferit. Era o tensiune în aer. Fețele oamenilor nu arătau că s-ar simți inspirați, exprimau frustrare, auziseră deja toate acestea, încerca încercaseră totul înainte. Și, în ciuda discursului meu entuziast, nu mă credeau. M-am aplecat înainte, încercând să-i scot din starea lor de amorțire, încercând să le insuflu în inimă dorința de a crede. Dar cu cât încercam mai mult să-i inspir, cu atât mai neinspirat eram eu. Simțeam cum energia se scurge din mine, Deoarece cuvintele pe care le rosteam nu reușeau să aprindă nimic în oamenii aceia. Apoi s-a întâmplat ceva. Am intrat în cădere liberă, dar în loc să mă prăbușesc la pământ, acesta s-a căscat. Percepția mea despre realitate s-a deschis ca o cortină. A fost un moment de surpriză, apoi de expansiune. Apoi am văzut. În esență, am înțeles că întregul model de dezvoltare personală era greșit. Nu trebuie să atragem nimic, pentru că nu ne lipsește nimic. Nu avem nevoie să ne perfecționăm, deoarece sinele nostru este deja întreg. Așa cum stejarul este deja prezent în ghindă, tot ceea ce trebuie să fim și tot ceea ce avem nevoie pentru a ne împlini se află deja în noi. Un tipar perfect și un scop divin. Și, precum stejarul care se naște din ghindă, acest potențial născut apare de la sine atunci când condițiile sunt propice. Aceasta era legea emergenței. Cu această schimbare profundă de perspectivă, era clar că cele mai adânci dorințe ale noastre nu se refereau la lucruri pe care le puteam căuta și obține în lumea exterioară. Ele sunt indicii că ceea ce se găsește în interiorul nostru încearcă să iasă la suprafață. În loc să ne luptăm să ne vindecăm, trebuie să ne debarasăm de exteriorul fals și să ne dezvăluim plenitudinea înnăscută. Dacă suntem deja compleți în mod inerent, atunci toate eforturile noastre de a repara, atrage sau realiza ceva, prin legile creației deliberate, nu fac decât să ne exacerbeze problemele. Acesta este motivul pentru care multe dintre încercările noastre de a ne perfecționa nu funcționează sau chiar înrăutățesc lucrurile. Atragem un nou partener, dar certurile sunt aceleași din totdeauna. Primim un salariu mai mare, dar ajungem faliți căzând de la un nivel mai ridicat al veniturilor. Ca și cum am încercat să săpăm pentru a ieși dintr-o groapă. Cu cât săpăm mai mult, cu atât ne adâncim mai tare. Când pornim de la premiza falsă că suntem defecți sau necorespunzători, indiferent de tehnica pe care o folosim sau de cât de sincere sunt eforturile noastre, ele nu pot duce niciodată la o împlinire adevărată, ci ne vor menține într-o luptă fără sfârșit pentru a ne perfecționa un sine care nu există, decât ca un concept fictiv în mintea noastră. Acestea erau legăturile lipsă pe care le căutasem, motivul pentru care eu și mulți alții ne-am străduit să obținem rezultate durabile, și motivul pentru care aproape că mi-am pierdut viața încercând. Pe măsură ce aceste idei mi-au apărut în conștiință, am început să vorbesc din nou cu publicul. Adevărul este că nu e nimic în neregulă cu voi. Nu vă lipsește nimic. Tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă împlini destinul se află în interiorul vostru, așteptând să iasă la iveală. Și majoritatea eforturilor voastre de a realiza acest lucru, în realitate îl blochează. Aceasta nu este o altă tehnică de autoperfecționare. De fapt, este sfârșitul mișcării de autoperfecționare. Eram șocat de ceea ce tocmai spusesem. Declarasem sfârșitul chiar acelui domeniu în care încercam să devin un lider. Mă autodenunțasem un șarlatan. Dar ceea ce vedeam brusc atât de clar, strălucind în fața mea ca o autostradă în deșert, era o nouă cale radicală de transformare reală o cale care cuprindea tot ceea ce avem nevoie pentru a ne realiza pe deplin potențialul și a ne împlini. S-ar putea să fi fost sfârșitul autoperfecționării, dar era începutul unui lucru mult mai important. Să fie clar, nu spun că este sfârșitul dezvoltării personale, adică al procesului natural de dezvoltare a talentelor și capacităților noastre înnăscute. Spun că este sfârșitul iluziei că suntem ființe defecte Inadecvate, care trebuie să repare sau să adauge ceva pentru ca sinele lor să fie complet. Spun că este sfârșitul acestei căutări compulsive de a umple un gol imaginar, care nu are capăt, sau de a atinge o ștachetă care este la fel de evazivă ca linia orizontului, ce se depărtează continuu. Spun că întregul mod în care am învățat să ne realizăm potențialul. Este complet în antiteză cu modul în care am fost proiectați să ne dezvoltăm. Mai rău, ne îndepărtează de sinele nostru adevărat, însăși sursa a tot ceea ce căutăm. Mi-am dat seama imediat că, dacă ceea ce descoperisem în conceptul de emergență era adevărat și era pus în practică, în curând nu avea să mai fie nevoie de programe de autoajutorare sau de guru. Desigur, nu era cea mai bună strategie de afaceri pentru un guru aspirant de self-help. În cazul în care clienții mei urmau legea emergenței, în cele din urmă n-ar mai fi avut cine să se întoarcă la cursuri. Firește, aceasta este de fapt intenția profesorilor sinceri. Scopul lor nu este niciodată acela de a forma adepți, ci lideri, de a le arăta oamenilor drumul către ei înșiși. Din perspectiva emergenței, nu mai este vorba despre a fi un înțelept pe scenă, ci un ghid în culise. În acea lumină, mi-am dat seama că poate până la urmă există totuși o sarcină pentru mine. Așa cum nu este treaba fermierului să pună planta în sămânță și să o dezvolte, ci doar să pregătească condițiile care îi permit seminței și solului să facă ceea ce sunt menite să facă, așa e și rolul unui adept al emergenței. Mi-am dat seama că acest adevăr pe care îl descoperisem acționează ca o lege universală, precum gravitația. Și, la fel ca gravitația, nu eu trebuia să o fac să funcționeze. Trebuia doar să mă aliniez cu ea și să-i ajut și pe alții să facă același lucru, iar legea se va ocupa de restul. În acea seară, în timp ce priveam publicul, știam că mesajul despre emergență era exact ceea ce aveau nevoie să audă. Ceea ce a urmat a confirmat acest lucru. Oamenii din sală au oftat în cor, ca pentru a spune, în sfârșit, suntem liberi. Și așa, tensiunea din sală a dispărut. Am închis ochii și am respirat adânc, lăsând să se așeze informațiile. Când m-am uitat din nou la public, nu mai era la fel. În loc să văd oameni care aveau nevoie de perfecționare, am văzut ființe perfecte care așteptau să iasă la lumină. M-am simțit ca Michelangelo, care credea că Dumnezeu a creat deja totul, iar sarcina lui era doar să elibereze capodopera captivă în blocul de piatră. Privind chipurile acelor oameni din public, ceea ce am văzut erau capodopere divine, ascunse în blocuri de piatră muritoare. Și am știut că din ziua aceea, munca mea nu era să repar sau să schimb pe nimeni, ci să-i ajut pe oameni să se elibereze. Din cauza presiunilor economice continue, a șomajului și a pierderii locuinței, multe dintre structurile noastre exterioare de siguranță ne-au fost luate. Valul de cărți care promit îmbogățirea grabnică, urmat în mod ironic de cel mai mare crah economic de la Marea Depresiune încoace, i-a lăsat deziluzionați pe mulți căutători. Acum, mai mult ca niciodată, oamenii caută un mod autentic de a-și stabiliza viața și de a-și recupera libertatea. Emergența te va conduce pe acest teren solid în singurul loc din lume pe care nimeni nu îl poate atinge niciodată, în interiorul tău. În aceste vremuri în care atât de mulți se simt înfricoșați și dezrădăcinați, emergența te va aduce înapoi acasă, acolo unde îți vei găsi pacea, inspirația și puterea de a-ți îndeplini menirea. Această carte reprezintă încununarea activității mele de a învăța pe mii de oameni din întreaga lume principiul emergenței. Sper că te va elibera de nevoia de a privi în afară pentru a găsi răspunsuri și siguranță, de a încerca să umpli locurile pe care le percepi ca fiind goale sau chiar de a încerca să atragi anumite lucruri. În paginile acestei cărți îți voi împărtăși secretul suveranității și puterii tale reale. Adevărul antic, pe care marii mistici au încercat să-l transmită oamenilor, dar care a fost în mare măsură pierdut. Un principiu pe care marii lideri din toate domeniile l-au folosit pentru a crea capodopere, pentru a construi imperii și pentru a activa forțele revoluționare. Și care, totuși, rare ori a fost înțeles sau exprimat. Până acum să ne luăm împreună la revedere de la autoperfecționare și să începem procesul de eliberare a sinelui nostru real.